Ca să fii fericit, ai nevoie de curaj. Nu de lucruri avem nevoie ca să fim fericiți, ci de curaj. Fericirea nu e la îndemâna și mintea oricui. Fericirea e curajoasă, strălucitoare, luminoasă și voluptoasă. Și deseori nu e comodă pentru alții. Fericirea nu e o pastilă, un obiect sau o vârstă. E alegerea de a fi una cu tine, de a te gusta în fiecare zi și de a mânca cu poftă viața, nu cu gura, ci cu inima. Fericirea nu e o șpagă pe care ți-o dă cineva ca să stai lângă el sau să-i faci pe plac. E cadoul pe care ți-l faci tu, lăsându-te să curgi prin tine, în viață. Fericirea nu se capătă, nu se dă, nu se cumpără. Nu ea te alege, ci tu o alegi pe ea. Nu ține de înfățișare, de statut sau de vreme. E la liber, e infinită și peste tot în inimi, când ochii sunt pregătiți să vadă și mintea să o primească. Dar ai nevoie de curaj ca să fii fericit, când majoritatea în jurul tău alege calea mai comodă a nefericirii. Ai nevoie de curaj, pentru că fericirea înseamnă să fii altfel, iar a fi altfel nu e comod mereu. Ai nevoie de curaj să te urmezi pe tine, să faci alegeri pentru bucuria ta, chiar și atunci când ceilalți se împotrivesc, coboară colțul gurii a îndoială sau te judecă. Uneori e nevoie de curajul de a fi urât și judecat de ceilalți. Ai nevoie de curaj ca să vezi frumusețea, uneori de unul singur, acolo unde majoritatea vede urâțenia. Ai nevoie de curaj pentru a trăi cu grație în momentele în care majoritatea alege zbuciumul și lupta. Ai nevoie de curaj să-ți menții bucuria într-un grup în care ceilalți nu fac decât să se plângă. Ai nevoie de curaj să crezi în visele tale, dincolo de ceea ce ai auzit de la ceilalți că ar trebui să crezi și să faci. Ai nevoie de curaj să iubești cu toată inima, în forma pe care o alegi tu și nu în cea predefinită care ți se servește într-un glas colectiv. Ai nevoie de curaj să mergi pe drumul inimii tale, mai ales când acesta este divergent în raport cu cel pe care merg toți ceilalți. Și da, ai nevoie de curaj pentru a te iubi, în așa măsură încât să fii fericit, indiferent ce. Ai nevoie de curaj pentru a crede în tine, mai ales când tu îți spui exact opusul rețetelor, definițiilor și regulilor lumii. Ai nevoie de curaj să alegi fericirea, pentru că da, o poți alege. Vedea-te-aș fericit. Mihaela Ela.